Un grav accident rutier s-a produs duminică seară, în jurul orei 20 și 30 de minute, în satul Bogata, Comuna Baia. Un autoturism în care se aflau două persoane s-a răsturnat de pe podul peste râul Moldova, care leagă localitățile Baia și Bogata, și a căzut în Albia râului. În urma impactului, un bărbat de 41 de ani a fost grav rănit, iar personalul medical a pronunțat decesul după ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultate. Un adolescent de 17 ani a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Un alt accident rutier s-a produs sâmbătă seară în localitatea Cornuluncii. Un bărbat din Fălticeni care conducea un autoturism Renault pe strada școlii a pătruns pe drumul național 2E fără să acord de prioritate unui autoturism Jeep condus regulamentar de un bărbat din județul Neamț. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a unui bărbat care era pasager pe scaunul din dreapta față în autoturismul Renault și care a rămas încarcerat. În urma teste cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că șoferul vinovat pentru producerea accidentului rutier avea 0,54 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.